Mai oameni buni, iată că s-a împlinit și săptămâna asta. Prima săptămână lucrătoare din anul trecut. Închin în cinstea voastră o cafea primită de la voi pe site-ul buymeacoffee.com slash nicubendea. Mulțumesc de generozitatea care vă caracterizează, că dacă n-ați fi generoși, nu ați intrat nici aici pe canal. Dar uite că de zi, din zi în zi suntem tot mai mulți. Am trecut de 5300 și ce ne pasă. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc pentru abonare, pentru faptul că dați ascultare clopoțelului. V-ați abonat, sună clopoțelul de luni până vineri de la 10 și intrăm aici și dezbatem adevăratele probleme. Scoatem un fir roșu, călăuzitor, care este un fir al umorului. Voi, după ce termin eu de filmat, săriți pe comentarii și scrieți acolo și eu vă răspund și uite, așa să naște mai mult decât o comunitate, să naște o comuniune o guriță de cafea și apoi să trecem la treabă. Uf, uh, uf. Uh. Bună cafeluța, chiar dacă e rece. Că de când mi-am făcut-o, <gână> de când mi-am făcut eu cafea, americanul cu plete galbene, nici nu știu dacă mai e sau nu mai e președinte. Oricum l-au interzis. L-au interzis pe președintele încă în exercițiu de pe Facebook și de pe Instagram. Nu mai are voie să posteze de ciudă și-o luat acoarele și postează, se pictează pe față, colorează birou oval și așa mai departe. Ai de mine, leagă, nu democrația, Cum ai prind cu japca pe ăștia care au fost pe acolo și au devastat ca la uragan. Băcar minerii noștri au făcut treabă în 90-91. Nu numai că au bătut, bătut, și la mașină. Americanii acolo și-au făcut poze, selfie-uri, să dea bine pe rețelele sociale. Dar așa ușor-ușor, pe simțite, diverse întâmplări, pandemie, revolte, dar banii să fac. Cine fac bani? Cine face bani în ziua de azi? Cei care deja au mulți bani. Și că pe primul loc în topul miliardarilor, în topul bogătașilor, a ajuns Elon Musk de la Tesla. De la Tesla! da. Vedeți ce înseamnă? Că și noi români avem Tesla, dar ne dăm cu ea în oaie. Elon Musk știa să folosească Tesla și de aia au devenit, ce să zic, multimiliardar. Are aproape 189 de miliarde de dolari avere. Pe locul 2 Bill Gates, pe locul 2, pe locul 3 Jeff Bezos de la Amazon. Ăștia s-a mărâți. Ăștia -a așa de amărit că Bill Gates îi bate seara la ușă la Elon Musk și zice Elon, dragă, mă lași să-mi încarc un pic laptopul la tine, că mi-a venit mare factura la curent și nu știu dacă o am cu ce plătit pe februarie. <laughs> și ăsta de la Amazon Bezos îi mai zice, băi nea Eloane, fii atent, pe acasă astăzi, vezi că între 2 și 4 trebuie să vină un curier ăsta de la Amazon, livrează, dar el zice, îi zice lui Elon Musk, zice, trebuie să vină un colet pe numele lui mea, de a doua sau de a treia, că și-o comanda ceva prin Alibaba. Ăsta e așa de miliardar că nu-și permite să-și comande marfă de la el de pe Amazon, comandă de pe Alibaba multimiliardari, domnule. Așa e. Banul trage la casele mari. De exemplu, și actorul, artist Dan Bitman cântărețul holograf Dan Bittman. Și că omul ăsta a fost chemat să facă revelion cu mască dar el a preferat Revo, Revelionul fără mască. Nu cu mască, cu el în mască. Cu mască sau fără mască. A fost invitat de Dan Negru la Antena să facă Revelionul starurilor, să se îmbrace în Cristi Minculescu sau în Gică Popescu sau nu știu cine, dar pentru asta a luat numai 400 de euro și avea și mască. Așa că ne-a dănuț s-a dus la TVR alături de Garcia și de ceilalți, a făcut un Revelion pe 500 de care s-a discutat o grămadă în mass media și nu numai, și a luat 4.000 de euro de 10 ori mai mult, vedeți? Cu mască 400, fără mască 4000. Și tăi zice că nu are bani, mă. Eu anii buni, în anii în care aveam spectacole, luam 4000 de euro într-un an jumate. Dar mi, i cheltu... mi -i calculam cum îi cheltuiesc, îi drămuiam și va ieșau. Bă, dar Dan bid mai iau 4000 de euro dintr-un foc și tăi nu-i mulțumit. Drept el mai și cântă. Ți-am dat un inel, ai grijă de porcel, mare cât inima mea și băieții plâng câteodată, nevasta nu-i va... În fine, în fine, nu acum am. Nu mai e la modă holograf, oricum nu mai se ascultă piese de astea de la modă sunt manelele, manelele combinate cu trap, trapanele. Un exponent al acestui gen muzical este domnul Dorian Popa. Bă, ăsta era băiat bun când era tânăr. Cânta, făcea acrobații, acum își bagă câinile pe clipuri, fel de fel. Și mai mult decât atât, Dorian Popa a zis că din anul ăsta, în buletin, vrea să-și treacă și particula hâți știți că a scos el, sau dacă nu știți, vă spun eu, oricum n-ați pierdut nimic dacă nu știați până acum asta, are el un hit de vreo, nu știu câte milioane de vizualizări pe YouTube, care are titlul Hâț. Și e așa de cunoscut el în lumea virtuală cu Hâț. Adică, ce să zic, cum ar zice tata Nelson, chie tata sau la particula care îl definește verbal și vizual pe Dorian Popa e Hâț. Și merge la acte să-și schimbe buletinul, să-l cheme Dorian Popa Hâț sau Dorian Hâț Popa sau Hâț Dorian Popa. Na, asta e cam bancă la. Cum te cheamă, mă? Zice, mă cheamă Rahat Gheorghe și vreau să-mi schimb numele. Cred că e momentul. Cum vrei să te cheme? Rahat Vasile. Așa și pe ăsta, după ce își va trece în buletina noastră Dorian Popa Hâț, poate la anul își trece Dorian Popa Pârț un târț, cum ar zice Gigi Becali, care Gigi Becali a spus, nu mă mai uit la niciun post TV în afară de Digi1. Toată ziua televizorul meu e pe Digi1. Că Digi1 vorbește bine de mine, de Gigi. Păi Gigi, cum e asta? În loc să-l pui acolo pe Trinita, să asculți psalmi, să asculți acatiste, să asculți vecernii liturghii, tu asculți slujba celor de la Digi? Păi normal, încă-ți cântă în strună, mă înțelegi, îi merge bine lunea Gigi Becali, tot vinde, tot cumpără la jucători, dar e tot pe plus. În schimb, domne, Mitica Dragomir, e într-un război deschis continuu cu Mititelul Junior. Mititelul de la Crăuva, Mititelul Junior, eu zis, eu urat, eu prezis, lunea Mitica Dragomir, că o să sfârșească într-un azil de bătrâni la ce caracter are și așa mai departe. Doamne, mitica e Sainelor, eu uh, sunt mai cinstit toată viața mea, uh, am muncit, doamne, um, uh, uh, și acum uh, am 12 ani de când nu mai joc poker, doamne. L-am lăsat pe nou pe nea, nea, pițurcă, pe undeva pițurcă, în continuare joacă jocul de poker, nu-i așa, joacă poker și uh, Dragomir zice de 12 ani uh, nu mai joc uh, poker, uh, mai joc din când în când table. Table. Table, 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 table. table, table ăsta, Alexe, fostul ministru de la Mediu. De aia și-o luat el, sau au oprimit mită 22 de tone de tablă ca să-și confecționeze tablă. Eu nu știu ce să zic, dar totuși multe multă tablă. Intră multă tablă în 22 de tone. Probabil că omul s-o fi răcit în relații cu soția și-o zis, mă, să iau niște tablă, să-mi fac niște conserve. Și acum o mai rog pe soacră, pe mămică, pe cuscră să mai pună în conserve sau sărmăluțe, costiță cu fasole, murături, să am în conservă. Să păr dacă soția nu mai vrea să facă mâncare, să am mâncare în conservă. Hâți, Hâț, mârți, pârți, da? Fel de fel de, de situații. Cafea. Pe buymeacoffee.com slash nicuben de aștept cafelele voastre bune. Ce faceți în weekend? Weekendul asta, weekendul ăsta, încheie ciclul sărbătorilor de iarnă. De la Sfântul Andrei zic eu că încep sărbătorile de iarnă la România unii zic că încep numai de Sfântul Nicolae, alții zic că din ajunul Crăciunului, dar totuși am avut așa volună jumate aproape de sărbători. N-am avut noi ce sărbători, dar ne-am bucurat că am fost cu familia un pic, am fost împreună, am mâncat mâncăruri tradiționale, am băut băuturi tradiționale și am luat medicamente tradiționale, ranitidină, colebil, triferment și alte medicamente care fac o plăcere din digestia cam leneșă a românului. Da, s-au terminat. Weekendul ăsta ce mai e și din 11 ianuarie ne punem la treabă și domnul cât o zis că din 4 februarie o să avem buget. Ei bine că o să avem buget pe anul ăsta, bani nu o să avem. Eu vă sfătuiesc să mergeți undeva, să luați un aer bun, să luați un aer liber, un aer curat, să vă relaxați, să vă nu în Brașov acum, ce să zic, coz la telescaun, coz de sute de metri la telescaun, fără respectarea distanțării, băi, nu știu ce să zic. V-aș chema aici, în zona Clujului, la Busca, la Băieșoara, o curte frumoasă, da, și aici e înghesuială. Dar dacă ai răbdare și respecti un pic regulile, ajungi să dai două, trei ture cu schiurile pe pârtie. Acum e un trend de ară românii, nu mai pot ieși până Austria, până Italii, până Franțe la schiat și să duc la bulgari. Bă, bulgarii ăștia, mă, sex extraordinar. După ce că toată vara stăm la bulgar la plajă, acum și iarna ne cheamă la ei la schi. Ce au și ce n-avem noi? Nu-mi dau seama. Să-mi spuneți voi în comentarii de ce nu vin bulgarii la noi în stațiune? Aveți un weekend la dispoziție ca să mi spuneți. Am avut o săptămână bună, am sărbătorit Ionii, am trecut de bobotează. Mulțumesc tare mult de urmărire. Să ne vedem cu bine de luni, încolo, de la ora 10. Comentarii, subscribe, clopoțel și Doamne ajută, no serbus!